Ziua de 31 mai 2018 va intra în istoria Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung, deoarece la Castelul Peleș din Sinaia, Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române, a conferit și a înmânat către conducerea instituției de învățământ și a echipei însoțitoare crucea Casei Regale a României. Colegiul Pedagogic Moșcelean nu poartă doar numele fondatorului dinastiei regale naționale, ci reprezintă întruchiparea dorințelor de asigurare a educației tinerilor printr-o pregătire aprofundată a cadrelor didactice din școala înființată de Carol I. Crucea Casei Regale a României reprezintă și un semn al onoarei pentru întregul corp profesoral și pentru generațiile de absolvenți care poartă cu mândrie și respect spiritul carolist. Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung este o instituție de elită a învățământului românesc, fiind printre puținele din țară care au obținut și alte titluri cel puțin la fel de importante. De exemplu, diploma Aniversare Spiru Haret, acordată pentru cei 150 de ani de existență, în semn de recunoaștere a meritelor deosebite în sistemul preuniversitar românesc, reprezintă o altă dovadă în acest sens. De asemenea, dorind să răsplătească meritele Colegiului Național Pedagogic Carol I, președintele României, Klaus Iohannis, a conferit la începutul acestui an Ordinul Meritul pentru Învățământ în gradul de comandor. Aceste simboluri ale excelenței, care confirmă eforturile depuse de Instituția Moșcelenă de Învățământ, sunt și borne care indică drumul spre succesele viitoare, despre care vom discuta cu siguranță la Moșcel TV.